Oana Ijdelea, președinte, Comisia Permanentă Offshore, Federația Patronală Petrol și Gaze. Vă rugăm să ne spuneți la final de panel considerațiile dumneavoastră. Știu că aveți o prezentare, o să vă las cu prezentarea și uh, ulterior întrebări. Da, bună ziua, mulțumim. FPPG este întotdeauna bucuros să fie alături de dumneavoastră la aceste evenimente. Uh, prezentarea, cred că puteți-o și furnizați participanților ulterior pe e-mail. O vom pune pe site-ul uh, evenimentului. Pe email. Um, foarte important, avem sisteme, avem rețele, se vor extinde, vor exista, vor exista bani, însă ca toate acestea să fie funcționale și să poată fi folosite, trebuie să există și resursa care cel puțin pe, pe, partea, pe partea gazieră să asigure, să asigure o substanță care va fi vehiculată prin, prin toate aceste, aceste sisteme. Și acestea sunt, sunt gazele. Iar din perspectiva organizației noastre, marea oportunitate rezidă în resursele, resursele de gaze din, din Marea Neagră. Când când vorbim despre, despre, to despre toate aceste, aceste resurse, putem să vă, să vă spunem că din analizele organizației noastre, în următorii 22 de ani, o dezvoltare integrală a lor ar presupune investiții de peste 64 de miliarde de, de lei, investiții care vor fi exclusiv asigurați de către investitori, deci fără a accesa fonduri guvernamentale sau alte surse, surse care se vină de la bugetul de stat, investiții care la rândul lor uh, se vor traduce în venituri de peste 5 miliarde de lei la bugetul uh, la bugetul de stat în fiecare an. Asta înseamnă uh, peste 30.000 de, uh, de locuri de, de muncă create create anual. Asta înseamnă predictibilitate și stabilitate pe termen lung din punct de vedere al uh, asigurării uh, securității energetice, securitate care mai ales în Circumstanțele pe care, pe care le trăim în aceste momente și având în vedere conflictul de la granița, de la granița noastră este poate mai important, decât, mai important decât, decât oricând. Securitate energetică, independență energetică, o, o compensare a declinului natural care, care are, are, loc în urma depletării zăcămintelor, zăcămintelor de pe uscat, fără noi, surse, fără noi surse de gaze naturale, România în următorii șase ani de zile va avea o dependență de aproximativ 40% de importuri, conform, conform estimărilor noastre cel puțin. Și evident. Um, o, o lipsă a acelui combustibil care poate să asigure, să asigure inclusiv uh, exploatarea și explorarea noilor tehnologii, tehnologia, de exemplu tehnologia hidrogenului și producția de hidrogen uh, bazat pe hidrogen bazat pe, pe gaze naturale. Ce își doresc și ce au nevoie investitorii pentru, 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 Marea, pentru Marea Neagră? Predictibilitate, transparență, mecanisme de piață, de piață liberă și o piață care se formează și care funcționează în mod natural, fără ingerințe și fără, fără intervenții, și un cadru fiscal care să fie transparent și, și competitiv. FPPG a realizat mai multe studii cu privire la contribuția globală a industriei de petrol și gaze naturale în economia, în economia românească. În curând vom, vom publica o variantă revizuită a acestui, acestui studiu și care arată cel puțin din perspectiva celor 61 de locuri de mii de muncă care sunt locuri de muncă directe cu o dezvoltare și cu un spread pe, pe orizontală la peste 150.000 de, de locuri de muncă, cu venituri la bugetul de stat care au crescut. Do în 2022, față de 2021, cu uh, 98, 98% și cu toate celelalte, celelalte perspective, nu fac decât să arate niște uh, cifre încurajatoare uh, și o perspectivă tangibilă uh, de, a fi, de a fi atinsă și obținută prin dezvoltarea uh, și prin aceste investiții. Dana Dărăban spunea că federația este consultată pe anumite proiecte, nu chiar pe toate. Cum simțiți dumneavoastră colaborarea cu autoritățile? Um, și noi suntem suntem de aceeași părere ca și colegii de la, de la ACUE. Um, suntem consultați din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine, um, mai ales în această perioadă perioadă de criză um, a fost o interacțiune extrem de bună cu autoritățile statului, fie că vorbim despre nivel, nivel parlamentar, fie la nivel de autorități centrale de reglementare, inclusiv la nivelul la nivelul guvernului, ne dorim să menținem acest, acest dialog dialog extrem de, de bun, ne dorim să nu mai avem derapaje prin reglementări care apar, care apar peste noapte și care practic deturnează tot ceea ce înseamnă planurile pe termen mediu și lung ale investitorilor? Și o ultimă, o ultimă întrebare, pentru că un subiect destul de fierbinte în ultimele luni a fost acea taxă de solidaritate. Dacă ne puteți spune la nivelul membrilor FPPG care e, care e situația pe nou, noile reglementări? Fiecare dintre, dintre membrii noștri care sunt targetați de, de famoasa ordonanță 186, evident, își, își face propria propria analiză și are o proprie poziționare. Însă, din semnalele pe care le-am primit de la membrii, înțelegem că forma actuală este o formă care poate fi susținută de către, de către producători, în principal, și, și producătorii de de gaze și, mai ales una al cărui fundament și mecanism au fost înțelese și total de acord există această nevoie de solidaritate, nevoie și la care membrii noștri întotdeauna au răspuns și de care nimeni nu a fugit nu a fugit niciodată. Mulțumesc foarte mult, Oana la pentru participarea la eveniment.